Astăzi discutăm despre trucuri de consum. Cum faci să reduci cât se poate de mult consumul de carburant? Poți să folosești aplicația Am Parcat și în Ploiești. O mai poți folosi în București, Focșani, Oradea și Câmpul Mușcel. Poți să-ți iei evidența actelor pentru mai multe autoturisme, poți primi recompense dacă parchezi civilizat, poți transfera sau primi credite de la alți utilizatori și poți plăti instant prin Google Pay sau Apple Pay. Fii civilizat și parchează smart cu Am Parcat. Sunt vremuri interesante în care carburanții au devenit foarte scumpi, inclusiv GPL-ul. A ajuns GPL-ul să coste cât costa odată benzina de 95 în lockdown, adică 4 lei și ceva. Așadar, trucul numărul 1, care este chiar de sezon: puneți anvelopele de vară. Dacă umbli tot anul cu anvelope de iarnă, vei avea un consum mai mare. Eu nu înțelegeam, când am cumpărat mașina asta, și anume Toyota Corolla, nu înțelegeam de ce, când am avut un test, am scos, nu că nu înțelegeam, nu mi-am dat seama pe moment, scoteam consum de 3, 4, 6, și când am luat-o eu, în cel mai economic mod, scoteam 3.9, 4.2. Mă, dar unde o fi jumătate de litru? Că am mers la fel cu mașina. Acel jumătate de litru era exact în anvelopele de iarnă. Bine, faptul că era și frig afară, stăteam cu motorul pornit, prin hibridă, dar anvelopele de iarnă opun o rezistență mai mare decât cele de vară. Implicit este o frecare mai mare, care în cele din urmă rezultă în a avea un consum de carburant mai ridicat. Deci, nu merge vara cu anvelope de iarnă, pentru că în primul rând nici măcar nu ai cea mai bună aderență și poate fi periculos în anumite situații, dar îți crește și consumul. Și pe lângă faptul că îți crește consumul, vei și toci prematur. Trucul numărul 2: folosește un ulei cât mai subțire. Apropo de producător, dacă te interesează consumul, un motor va consuma mai puțin carburant dacă folosește un ulei 0W20 în detrimentul unui 540, dacă ambele uleiuri, să presupunem că sunt aprobate de acel producător. Cum era în cazul Subaru, mergea și cu 0W20 și cu 540. Dacă îi bagi 0W20, uleiul fiind mai subțire, automat el circulă mai ușor prin motor, respectiv motorul, respectiv pompa, depune un efort mai mic în a circula acel ulei prin motor, de unde rezultă o frecare mai mică, un efort mai mic, consum mai mic. Nu cu mult, 0,1, 0,2 litri la sută, dar se simte. Trucul numărul 3: nu depăși viteze de 100 de km pe oră dacă vrei un consum foarte bun. Până la 60 de km pe oră, frecările cu aerul sunt, să zicem, neglijabile. Ele există din clipa în care te pui în mișcare, fizic vorbind, dar să presupunem că le neglijăm. Până pe la 60 la oră, tu ai frecări neglijabile. Dar odată ce treci de un 80 de km pe oră, 100 de km pe oră, acestea devin exponențiale, aceste frecări. Iar mașina va începe să consume ca turbată. De la 130 de km în sus pe oră, consumul pe care îl dă producătorul nu mai există. Deci, efectiv, dacă mergi la viteze maxime, dacă mergi foarte agresiv, consumul tău va fi extraordinar de mare. Nu știu, cred că un 1.9 TDI la viteză maximă consumă undeva la 12%, 10-12%. Iar o mașină, în general, la viteze maxime consumă foarte mult. Dacă vrei un consum cât mai mic, ai de parcurs o distanță, faci naveta și nu știi cum să faci să reduci consumul, pentru că nu te deranjează în plus 5 minute, 7 minute, 3 minute, vrei să ai cel mai bun consum, soluția este să mergi cu viteze de până în 80 de km pe oră, pentru că acolo este balanța perfectă între frecările cu strada, rezistența la rulare, frecările cu aerul, efortul pe care îl depune motorul și, desigur, nici nu depășești, depinde unde conduci, dar pe la 70 de km pe oră poți să mergi în foarte multe locuri în mod legal. Deci să nu depășești această viteză.
uite cum e în cazul din fața mea acum. Mai erau câteva secunde până se făcea roșu. Am frânat ușor din timp, s-a făcut verde și am continuat drumul. N-am mers până în fundul celui din fața mea, frână la, până la zero, s-a făcut verde, iar m-am pus în mișcare, am accelerat blană. Deci, trucul numărul 4, trebuie să anticipi traficul. Să ții o distanță mai mare, asta e trucul numărul 5, ca să poți să folosești trucul numărul 4, să anticipi traficul, trebuie să ții o anumită distanță, ca să poți să vezi, ca să ai timp să frânezi ușor. Uite, să las mașina pur și simplu să încetinească de la sine, din frecări și din sistemul de regenerare. Încarcă bateriile. Deci dacă mergi încet, anticipi traficul, ești calm. Trucul numărul 6, trebuie să fii calm în trafic dacă vrei un consum bun. Dacă te enervezi și dai blană și accelerezi brusc și faci o manevră și faci un slalom și nu știu ce, pe lângă faptul că e contravențional și poți să ții amendă, poate chiar să mii pieton în cazul în care încalci alte marcaje, nu rezolvi nimic. Nu rezolvi absolut nimic. Riști să ții amendă, crește consumul, nu ai niciun beneficiu. Referitor la distanță, este chiar și o măsură de conducere preventivă, de siguranță. De câte ori n-am pățit să-mi sară un idiot în față și să frânez la limită sau să levit sau, cum să zic, de multe ori, ca șofer, oricât ai avea tu să fii de atent, sunt momente în care vei fi surprins. Pur și simplu, nu știu, te uiți, ți-a atras atenția o pisică, o gagică, un peisaj, un anunț de vânzare, o, nu știu, ceva, a trecut pe lângă un Bugatti și te uiți și nu mai ești atent pentru un moment în față. Și dacă ai o distanță bună, corespunzătoare, chiar extra, ai timp de reacție mai mare, adică ai o marjă mai mare, ai un timp mai mare în care poți reacționa chiar și cu întârziere, că ai timp să frânezi. Dacă mergi la limită, n-ai fost atent, pac, te-ai pupat cu ăla din fața ta. Trucă numărul 7. Ușurează-ți mașina de toate prostiile. Greutatea îți crește semnificativ consumul. Am condus Toyota Highlander, care are un motor ca pe Toyota Camry. Toyota Camry are motor de 2.5 și o greutate de aproximativ 1600 de kilograme. 1600-1700 de kilograme. Scoate consum inclusiv de 3.5% dacă mergi foarte economic, testat. Însă, dacă ți-ai Highlander, care are același motor ca pe cel de pe Camry, are încă un motor electric, e mai grea, are 2 tone 100 goală și este și mai puțin aerodinamică, este un mamut de mașină. O mașină care este mai puțin aerodinamică și o mașină care este mai grea cu 500 de kilograme, ei bine, consumul nu mai poate fi minimul de 3.5 cât am scos eu. Consumul minim pe care am reușit să-l scot cu mașina aia a fost cam de 6.2. Deci, încă 0.8 litri și te apropii de un dublu. Acele 500 de kilograme contează foarte mult la consum. Fiecare 50-60 de kilograme pe care le pui în mașină se vor simți și la consum și la frânare, pentru că îți crește inerția mașinii. Tu când pui frână, mașina va tinde să-și păstreze starea de mișcare, asta ține de fizică, de dinamică. Ca să frânezi repede, ca să accelerezi repede, ca să ai un consum bun, trebuie să ai o greutate cât mai redusă. De asta o motocicletă frânează mult mai repede decât un autoturism, chiar dacă are doar două roți pe care stă, frânează mult mai repede, pentru că e mult mai ușoară. Așa cum spunea Lotus, puterea te face rapid în linie dreaptă. Greutatea redusă te face mai rapid peste tot. Se referă și în viraje și peste tot, în accelerații. Pentru că altfel manevrezi mașina, ea fiind mai ușoară. Așadar, dacă ai prostii prin mașină pe care nu le folosești, bidoane, sticle, pături, lopeți, habar n-am. Dacă tu arunci tot ce ai prin mașină și economisești, în ghilimele, 30-40 de kilograme, ălea se simt la consum și la accelerație. Și iar e foarte important în mașină să nu ții toate prostiile aruncate aiurea, pentru că la o frână sau la un impact te trezești că te lovesc chiar lucrurile pe care tu le ții în interior. Aiurea. Trucul numărul 7, desigur, folosește un carburant de calitate. Eu recomand OMV Max Motion, Performance Fuels
chiar acum la OMV să-mi iau o cafea, pentru că încă n-am băut-o. Contează foarte mult carburanții, pentru că dacă nu ai un carburant de calitate, motorul nu merge optim, nu merge eficient și automat, pe lângă faptul că îți crește consumul, poți avea și alte probleme. Lucru pe care nu ți-l dorești. Ca să ai un motor sănătos, folosește carburanți de performanță, iar eu recomand OMV Max Motion Performance Fuels. Intrăm chiar acum în OMV. Să merg să-mi iau o cafeluță și revenim la discuțiile noastre. 5 minutes later. Trucul numărul 7 sau numărul 8 sau la cât am ajuns este să nu conduci pe distanțe foarte scurte cu motorul rece. Adică efectiv ai de mers un kilometru, doi, iei mașina, o pornești, mergi, te oprești. O pornești, mergi, te oprești. Iar tot așa, ciclic. Motorul nu are timp să se încălzească, nu merge optim, va consuma mai mult. Desigur, cred că am menționat indirect să eviți accelerările bruște. Toyota are un indicator EcoScore care mă, cum să zic, îmi spune când plec, cum plec, îmi dă un score. Cruise, deci am start, cruise, stop. Adică modul în care accelerez până la viteza dorită îmi dă un score până la 100 de puncte. Cruise, cum mențin eu viteza din accelerație, din regenerare, din, îmi dă un EcoScore. Și cum mă opresc, când vreau să mă opresc, cum o fac? Lean, folosesc regenerarea, mă opresc într-un mod economic sau bau, mă opresc brusc și automat pierd acea recuperare, utilizez plăcuțele de frână și îmi dă, mă penalizează în bord. Deci nu sunt făcute chiar degeaba. Dacă mergi cu, nu știu, dacă ai un scor de peste 90 constant, vei avea și un consum bun. Dacă ai scor 55, că mergi haotic, o să ai consumul mai mare. Deci accelerările bruște îți distrug consumul. Efectiv, ai o mașină, nici nu trebuie să ai motoare foarte mari, la motoare foarte mari nu mai trebuie în discuții. Dacă ai un motor de 2 litri, care e destul de popular în România, și dai 2-3 pedale la linia roșie, adio consum, ți-a crescut cu 0,205 instant, media. Deci mergi, eu dacă merg de la Vâlcea până la Olănești și înapoi și scot consum de 4,5 și pe 2-3 porțiuni într-un minut accelerez la podea, mi-am stricat tot consumul. Deci bucățica aia în care accelerez blană îți rupe consum. Deci consumul mediu e foarte sensibil la aceste accelerații bruște. Trebuie evitate accelerările bruște. Și trucul numărul 9, desigur, dacă ai o mașină cu o cutie manuală, diesel, benzină, nu are importanță. Folosește pe cât de mult posibil frâna de motor. În frâna de motor ai consum zero. Pistoanele îți rotez motorul, nu invers. Frâna de motor, de fapt, vine din compresie. Vine din compresia pe care o are motorul. Teoretic e mai mare la diesel și este direct proporțională și cu turația. La o turație de 4500 de rotații pe minut, dacă ai un motor diesel, frâna de motor este foarte mare. Și la benzină, ai 6000 de ture, e picior pe accelerație, ai o frână de motor foarte mare. Vei simți cât de puternic te înfrânează. Deci folosește-o pe cât de mult posibil și vei avea un consum cât mai bun. Mai ales dacă cobori o pantă, nu uzezi nici sistemul de frânare, nu-l supraîncălzești, pentru că asta e o problemă mai mare. Când mergi la munte, te întorci, mergi pe liber cu frâna călcată, automat vei supraîncălzi sistemul de frânare. Deci e foarte important să folosim pe cât de mult posibil frâna de motor. Și dacă folosești toate aceste trucuri combinate, eu zic că scoți un consum mai bun decât îți dă producătorul în mod oficial. Mașina asta are un consum mediu de 3,4 sau 3,6, nu mai știu cât are. Am scos și 3,2, 3,3, am scos un pic sub cât dă producătorul. La Camry am mers cu celălalt prietenului meu, consumul mediu la aia e 4 și ceva și am scos, eu am scos 3,5, el a scos 2,9 de la Sibiu la Vâlcea, bine, în ușoară coborâre, în coloană. Și nu știu cum a mers, sincer, de a scos consumul ăla, dar mi-a făcut o poză și erau 100 de kilometri, 2,9 consum, mers o oră jumătate, deci aia era distanța, Sibiu-Vâlcea. Eu n-am scos chiar atât de puțin, însă îți dă 4 și ceva, poți să scoți un 3,7. Și ar mai fi un truc pe care l-am încercat pe vremea când aveam Audi A3. Cel mai mic consum pe care poți să-l scoți la o mașină
este treapta 4-5, adică treptele 4-5, turație redusă, 60 de km pe oră, mers constant. Dacă merg așa cu Toyota, scot 3%. Dacă merg așa cu 1.6 benzină din 2006-2005, manuală, scoți 4.3. Mergi așa cu 1.9 TDI, 2.0 TDI, scoți 3.5. Mi-a scris foarte mulți și pe Instagram și peste tot că puteți să scoateți și voi consumuri de 3.8, 3.5, 3.9, 4.1 cu diesel dacă mergeți în mod economic. Și așa este, se pot scoate consumuri foarte bune și cu mașini diesel, consumuri apropiate de cele hybrid. Dar dacă mergi așa, foarte, foarte, foarte lent, folosind aceste trucuri. Așadar, sper să vă ajut aceste trucuri. Sper să scoateți un consum cât mai bun. Vă mulțumesc și ne vedem în următoarele episoade.